Rodos, destinația preferată de turiști. A cincea cămărime dintre toate insulele grecești, Rodos este combinația perfectă dintre stațiunile cosmopolite, plajele minunate și hotelurile moderne, toate alături de o istorie fascinantă. Se spune că insula a fost descoperită de Helios, zeul soarelui, care a făcut ca acest tărâm să fie cel mai însorit de pe întreg pământul. Aici se află una dintre minunile antice, celebrul colos din Rodos, iar turiștii pot vizita și un ecosistem unic în Europa. Rodosul este renumit pentru Valea Fluturilor. Este un ecosistem aparte, unic în Europa, unde au posibilitatea de a vedea pe viu câteva zeci de specimene de fluturi unici și care se găsesc doar pe insula Rodos. Rodosul beneficiază de foarte multe tipuri de plajă. Au plaje cu nisip alb, au plaje cu nisip negru și plaje cu nisip roșu, în funcție de structura geomorfologică a zonei în care doresc să meargă să facă plajă turiștii. Și asta nu e tot. Pentru iubitorii de sporturi acvatice, partea de nord-est este cea mai potrivită. Destinația este una la îndemâna tuturor, iar prețurile sunt atractive. Este o destinație foarte exotică pentru români și este o destinație accesibilă pentru reghineni, în sensul că avem plecări cu avionul chartere săptămânale din Cluj-Napoca, destinația direct insula Rodos. Prețurile de la 3 stele, începând pentru două persoane cu avion, cu tot și la all inclusiv, ar ajunge în jur de 1000 de euro, iar la hotelurile de lux poate să ajungă și la 5000-6000 de euro în funcție de ce cazare își alege fiecare turist. Insula se întinde pe o distanță de 78 de kilometri lungime și are aproximativ 50.000 de locuitori, fiind cea mai mare dintre insulele dodecaneze din Marea Egee.